Angrenați încă din 2015 în programul internațional Ecoșcoala, elevii liceului I.C. Petrescu din Stâlpeni au ajuns în acest moment foarte aproape de a obține recunoașterea muncilor prin atribuirea steagului verde. De-a lungul anilor, elevii și dascălii au participat la diferite activități ecologice, precum colectarea selectivă a deșeurilor, ecologizarea pădurilor sau a altor zone poluate. Astăzi, în școala noastră, este o zi importantă și extrem de importantă, aș putea să o numesc, pentru că are loc evaluarea proiectului Ecoșcoala, proiect mondial, și are loc evaluarea națională. În baza acestei evaluări, școala noastră, dacă evaluarea este cea scontată, rezultatele sunt cele scontate, școala noastră va obține certificatul verde. Acest proiect ecomondial a fost demarat de către Liceul Tehnologic I.C. Petrescu Stâlpeni și toate școlile din comuna Stâlpeni și școlile gimnaziale Rădești, Livezeni și Grădinița cu program prelungit în anul 2015. După 2 ani are loc evaluarea proiectului. Intenția noastră este să îl continuăm până la 10 ani. La fiecare 2 ani urmează să primim câte un însemn al Uniunii Europene. Acum vom obține certificatul verde și steagul verde. Suntem la nivel mondial, 68 de țări au demarat proiectul Ecoșcoala și 67 l-au și implementat în anul 2017. Astăzi au primit vizita evaluatorilor pentru obținerea certificatului verde. Oaspeții au fost invitați să admire munca dascălilor și elevilor, au inspectat sălile de curs și au fost impresionați de ceea ce au găsit la Liceul Moșelean. Una dintre sălile care a avut un impact semnificativ a fost cea destinată ecologizării. Cabinetului de chimie al doamnei Costelnicu. Da, mirosurile ne... Da. Noi aveam substanțe, că știți că acum dacă deci totul a devenit... Trebuie să mai facem o colmandă, da? Deschiderea oficială a evenimentului a fost făcută de coordonatorul proiectului, plecând de la prezentarea etapelor pe care le-au parcurs până în prezent. De ce am plecat la drum? Am plecat în acest proiect în urma analizelor problemelor de mediu de la noi din comună și temele pe care noi le-am ales din cele 10 au fost managementul deșeurilor și viață sănătoasă. De ce managementul deșeurilor? Pentru că am constatat noi că foarte multe deșeuri electrice și electronice, care cu siguranță produc o poluare destul de puternică asupra mediului înconjurător, pot fi valorificate într-un fel. Și de aici a plecat această atitudine a noastră și am început să colectăm baterii de diferite dimensiuni, telefoane, tablete, tastaturi, monitoare, televizoare, cuptor cu microunde, tot ceea ce înseamnă deșeuri electrice și electronice. Steagul verde reprezintă premiul simbol al educației pentru mediu acordat școlilor care implementează cu succes programul, fiind un certificat al performanțelor de mediu ale acestora. Liceul I.C. Petrescu se află printre instituțiile de învățământ care împlinește toate premizele pentru a primi această râvnită distinție.